Polițiștii au început în această dimineață perchezițiile la persoane încarcerate în 5 penitenciare din țară, printre care și cel din Galați. Perchezițiile din cele 5 unități de detenție vizează 14 persoane încarcerate, dintre care 8 din penitenciarul Galați, câte 2 din penitenciarele Iași și Tulcea și câte una din penitenciarele Craiova și Mărgine-Giurgiu. Alte 42 de percheziții au loc simultan la locuințele unor suspecți, dintre care câte 10 în județele Brăila și Călăraș, 6 în Galați, câte 3 în București, Ilfov și Suceava, 2 în Buzău și câte una în Ialomița, Vâlcea, Caraș-Severin, Hunedoara și Iași. Perchezițiile se desfășoară în 78 de dosare penale privind înșelăciuni telefonice prin metoda accidentul înregistrate la Serviciul de Investigații Criminale din Poliția Capitalei. În fapt, suspecții ar fi contactat prin telefon părțile vătămate cărora le aduceau la cunoștință implicarea unui membru al familiei sau a unei rude apropiate într-un accident soldat cu victime omenești și pentru care, pentru a nu fi arestat, era necesară trimiterea unei sume considerabile de bani prin sistemul de curierat bancar unor persoane pretinse a fi avocați sau rude ale victimelor. La percheziții participă 51 de echipe formate din peste 500 de polițiști. În Brăila ne-a ajuns la poliție după ce i-au dispărut din apartament un monitor, un computer, un laptop, un aparat foto și un telefon mobil. Polițiștii au efectuat investigații în teren și au reușit să identifice un minor de 15 ani care pătrunsese în locuința reclamantului alături de alți 3 tineri de vârste apropiate. Incubații au intrat în apartament prin forțarea geamului de la balcon, apartamentul fiind situat la parter. În acest caz, polițiștii au reușit să recupereze integral prejudiciul, bunurile fiind găsite la locuințele acestora. Însă oamenii legii spun că vigilența, în special în sezonul cald, este cea care ne ferește de a deveni victimele hoților. Polițiștii rutieri au avut parte de o mare surpriză atunci când au oprit în trafic un tânăr pentru un control de rutină. Băiatul de numai 18 ani din Galați era băut, dar asta nu era tot, nici măcar nu deținea permis de conducere. În ceea ce privește mașina pe care o conducea, nici măcar aceasta nu-i aparținea. Nu era nici a vreunei rude sau a vreunui prieten. Era autoturismul unei consătence care habar nu avea că mașina îi fusese furată din curte, acolo unde o lăsase femeia. Băiatul a fost testat cu aparatul Dragger și condus la Spitalul Municipal Tecuci în vederea recoltării probelor biologice. El este cercetat acum pentru 3 fapte și are mari șanse să ajungă după gratii.